Hei, salut și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vom discuta despre Neji Hyuga. Neji Hyuga a fost un shinobi de rang Junin al clanului Hyuga și a statului Konoha. Inițial, Neji avea o perspectivă negativă asupra vieții sale, datorită faptului că el era separat de familia ramurii Hyuga, practic el nu făcea parte din familia principală. În copilărie, Neji era un băiețel amabil și vesel, însă aceste calități din păcate și l-a pierdut după moartea tatălui său, Hizashi Hyuga, el alegând să se sacrifice pentru clanul Hyuga. Din această cauză, Neji a devenit dintr-un copil vesel și amabil în unul cu o personalitate serioasă, fiind rece cu persoane din jurul său și nu prea vorbind cu foarte multe persoane. Și desigur, el devenind o persoană mult mai matură față de ceilalți de vârsta sa. Din cauza sorții sale, el a trecut cu impresie că soarta lui și a tuturor celorlalți a fost determinată de la naștere și că nu poate fi schimbată. El zicându-și că este un talent înăscut, prin acest fapt putând să se plaseze cu aroganță deasupra celor pe care el îi credea mai slab decât el însuși. Această perspectivă a lui a fost schimbată de Naruto Uzumaki în timpul examenelor Chunin, unde a avut loc bătălia dintre Neji și Naruto. Neji zicându-i lui Naruto că este un eșec și că n-are nicio șansă în fața lui, el supraestimându-se ca fiind un geniu. Până la urmă, Naruto o reușește să îl învingă pe Neji și să-i demonstreze faptul că nu este un eșec și că destinul nu este ales de la naștere și că oricine poate să-și îndeplinească visele și să-și facă prieteni, indiferent de soarta sa. El, după această luptă, devenind o persoană care era și în copilărie, adică un om vesel și amabil, care ține la persoanele din jurul său. Până la urmă, din păcate, noul său destin s-a încheiat în timpul celui de-al patrulea mare război ninja, el sacrificându-și viața pentru cea lui Naruto și a verișoare sale Hinata. O moștenitoare a casei principale, Hinata, a împlinit vârsta de 3 ani, fruntea lui Neji a fost marcată cu un sigiliu blestemat de către unchiul său, Hiashi Hyuga. În ciuda faptului că Neji era destul de tânăr la acea vreme, talentul natural al lui Neji, combinat cu tehnicile de luptă moștenite din clanul Hyuga, îl făcea pe Neji un mic geniu, iar acest talent, desigur, că era recunoscut și de tatăl său Hizashi Hyuga. Din acest motiv, Hizashi s-a revoltat asupra faptului că Neji era marcat cu un sigiliu blestemat, deoarece el simțea că sunt legați de o viață care servește pentru casa / familia principală a clanului Hyuga. Atunci când, de fapt, Neji trebuia să fie predispus la niște lucruri mai mari din cauza talentului său născut. Din cauza furii lui Hizashi Hyuga, care i-a ajuns până la subconștient, Hyuga Hiashi a fost determinat să activeze semnul blestemat al lui Hizashi, Hizashi având și el un semn blestemat pe frunte, și să-l pedepsească cu durere fapt ce l-a traumatizat pe Neji. Neji a devenit supărător față de membrii casei principale pentru ceea ce credea că i-a făcut tatălui său. În anime nu a ratat absolut nicio ocazie de a încerca să-i facă rău lui Hinata. După ce a absolvit academia, Neji a devenit un membru al echipei Team Guy, unde filosofia lui l-a pus în contradicție cu unul dintre coechipierii săi, Rogli, care Lee vroia să ajungă la nivelul lui Neji. În ciuda limitelor sale, Lee neputând să folosească ninjutsu, genjutsu, ci doar taijutsu. Neji crezând că este imposibil, dar Lee a devenit hotărât să-l învingă pe Neji într-o luptă pentru a-l dovedi. Instructorul lor, Might Guy, a încurajat acest lucru, crezând că competiția și efortul de a reuși vor împinge pe noi căi ale succesului. Neji este un membru al clanului Hyuga, ceea ce înseamnă că l-a moștenit Byakuganul. Byakuganul fiind un KK Genkai Dojutsu care a provenit din clanul Otsutsuki. Byakuganul este considerat ca fiind unul dintre cele trei mari Dojutsu, celelalte două fiind Sharinganul și Rinneganul. Acum vom vorbi despre abilitățile pe care Neji le-a folosit în timpul luptelor sale. Hake Hasengeki. Prin această tehnică, utilizatorul lovește ținta trimițându-l la distanță cu un val puternic de chakra emis din palmă, acest fapt putând să-i cauzeze răni grave. Hake Kyusho. Această tehnică că îi permite utilizatorului să lovească adversarul într-un punct precis și vital, eliberând o putere mare cu ajutorul palmei. Hake Roku Joyonsho. Această tehnică este una secretă care aparține familiei principale din clanul Hyuga, pe care doar șeful și moștenitorul clanului o știu. În schimb, Neji a reușit să învețe această tehnică doar prin simplă observare a utilizării acesteia, acest lucru fiind încă o dovadă a genului său. Folosind câmpul vizual de aproape 360 de grade al Byakuganului, utilizatorul lansează o serie de 64 de lovituri care vine în serii de 2, 4, 8, 16, 30, 64 care ajung în punctele de chakra a inamicului, oprindu-i circulația acesteia.
Hakusho Kaiten, încă o tehnică secretă a familiei principale din clanul Hyuga, deținută în mod tradițional doar de șeful clanului și de moștenitorul clanului, Neji învățând-o din nou doar prin simplă observație. Această tehnică este folosită în mod defensiv, eliberând chakra din tot tenketsul corpului și rotindu-te rapid, utilizatorul poate crea un scut de chakra care respinge orice atac al inamicului. Cu cât forța unui atac este mai mare, cu atât este mai mare și forța cu care este respins atacul. Hake Hyaku Nijuyasho, care este de două ori mai bune decât tehnica Hake Rokujoyonsho. Mai avem Hake Kuhekyosho, care este asemănătoarea lui Hake Kyusho, doar că este executată de doi utilizatori prin acest fapt, mărindu-i forța de două ori. Juken, o tehnică de bază a clanului Hyuga. Juken Ho Ichige Kinshin, o tehnică puțin mai avansată ca Jugen, prin care utilizatorul își poate trimite adversarul la distanță de el prin forță brută. Juken Tenketsushin, țintind un singur punct de chakra, utilizatorul lansează o lovitură de două degete către adversar în încercarea de a conecta chakra folosită și de a opri fluxul acesteia. Această tehnică fiind folosită de Neji pentru a-l salva pe Gaara. Shote, această tehnică este una care îi permite celui care o folosește să trimită un atac rapid și precis către inamic și chiar să cauzeze răni grave. Pe lângă aceste tehnici pe care Neji le-a folosit pe de-a lungul luptelor sale, Byakuganul, puterea sau culoare, îi mai oferă și alte abilități. Prin aceste abilități, referindu-mă la observarea inamicului de la o distanță de 800 de metri, ar mai fi și puterea vizuală de a vedea lucruri dincolo de ceva ce nu poate fi văzut de un ochi a unui om normal, precum ceea ce ar fi după un zid sau un perete, și chiar puterea de a percepe atacul inamicului într-o rază de aproape 360 de grade. Și încă un lucru ar fi posibilitatea de a vedea punctele de chakra ale inamicului, putând să-ți dai seama prin acest fapt de punctele slabe ale acestuia. Iar acum, în minutele următoare, vă voi prezenta câteva date despre Hyuga Neji. Neji și-a făcut prima apariție în anime din episodul 21, iar în manga a apărut din volumul 4, capitolul 36. Neji este născut pe data de 3 iulie. În primul Naruto, el are vârsta de 13-14 ani, iar în Shippuden are vârsta de 17-18 ani. Greutatea acestuia în primul Naruto este una de 46 de kilograme, iar în Shippuden are 54 de kilograme. Înălțimea lui Neji în Naruto este una de 1,60 m, iar în Shippuden are o înălțime de 1,72 m. Neji poate stăpâni 3 tipuri de natură a chakrei, mai exact foc, pământ și apă. Familia lui Neji este compusă din Hyuga Elder, care este bunicul lui, Hizashi Hyuga, tatăl său, Hiyashi Hyuga, unchiul său, Hanabi Hyuga, verișoara sa, și Hyuga Hinata, tot verișoara sa, iar Neji fiind unchiul lui Uzumaki Boruto și Uzumaki Himari, copiii lui Naruto și a lui Hinata. Iar acum vă voi prezenta câteva lucruri interesante despre Neji Hyuga. 1. Numele lui Boruto provine de la Neji. Boruto sau Bolt Uzumaki este fiul lui Naruto și Hinata. Și potrivit lui Masaki Kishimoto, el a fost numit după unchiul său Neji. Acest lucru este evident deoarece numele Neji însuși înseamnă șurub și Bolt este un alt mod de a spune șurub. 2. Dacă Neji nu ar fi murit în al patrulea mare război ninja, el ar fi avut cele mai mari șanse de a deveni șeful clanului Hyuga. În ciuda faptului că el s-a născut în familia ramurilor joase ale clanului, vremurile schimbătoare cu siguranță l-ar fi adus pe Neji în post de șef al clanului Hyuga. 3. Neji a devenit junin la vârsta de doar 15 ani, fiind cel mai tânăr junin din generația sa de shinobi. Neji nu a reușit să devină chunin în timpul primului examen chunin din serie, deoarece a pierdut în fața lui Naruto Uzumaki. Cu toate acestea, în timpul timeskip-ului dintre Naruto și Naruto Shippuden, Neji a participat la un alt examen chunin în care s-a descurcat extrem de bine, nemai promovând rangul de chunin, ci direct în cel de junin. 4. Neji era mai în vârstă decât Naruto. Mai exact, Neji în timpul examenelor chunin avea vârsta de 13-14 ani, în timp ce Naruto avea vârsta de 12-13 ani. Conform celui de-al patrulea databook, Neji Hyuga avea dorința de a se lupta împotriva lui Hiyashi Hyuga, unchiul său, și a lui Naruto Uzumaki. Dorința sa de a lupta împotriva lui Hiyashi provine probabil din faptul că era un geniu și că i-ar fi plăcut să-și testeze abilitățile împotriva lui. Între timp, Naruto Uzumaki l-a schimbat ca persoană și l-a învins în timpul examenelor chunin. Din acest motiv, Neji a vrut să se lupte din nou împotriva lui. Cam acesta a fost episodul despre Hyuga Neji. Dacă știți voi alte amănunte care credeți că ar fi trebuit să fie în clip, le puteți lăsa în comentarii. Eu am fost Julius și v-am lăsat. Pa! Thank you.